Concursul Pedală în Bănie revine cu o nouă ediție. Când și cum o să se deruleze? În sfârșit, revenind după toată perioada asta pandemică și pe 4 iunie, la Sala Polivalentă din Craiova, dăm startul din nou Pedală în Bănie. Care este scopul acestui eveniment? Să promovăm tot ce înseamnă mișcare, în primul rând. Totodată să conștientizeze oamenii cât de important este mișcarea pe bicicletă pentru sănătate și totodată să face cât mai vizibile zonele înconjurătoare ale Craiovei. Cum o să se desfășoare și cine poate să participe? În principiu, partea de participanți, avem copii începând de la 14 ani și ajungem la categoria de 50+, la veterani, cum ne place nouă să spunem, care de multe ori ne dau un exemplu pentru noi toți. Cum o să se deruleze mai exact? De unde o să fie punctul de pornire? Fiecare vine cu bicicleta lui? Care o să fie traseele? Da, absolut fiecare vine cu bicicleta lui. Ca și obligație, pe lângă bicicletă avem nevoie și de cască de protecție, pentru că traseele fiind pe zonă de off-road, în mare parte, pot apărea și accidentări. Noi încercăm să ținem totuși traseele la un nivel mediu pentru începători, pentru tura scurtă și o zonă mai avansată pentru tura lungă, care ajunge undeva la 55 de km. Care o să fie traseele? Traseele vor fi cu plecare de la Sala Polivalentă din Craiova, mergem către pădurea Bucovăț, ne îndreptăm către zona de pădure Podari, ulterior mergem în pădurea de la Palilula și înapoi în pădurea Bucovăț. Există o taxă de participare, ce trebuie să știe participanții sau cei care vor să participe din acest punct de vedere? Da, avem și o taxă de participare de 50 de lei pentru adulți și de 30 de lei pentru copii. În felul ăsta reușim să oferim un sistem de cronometrare cât mai profesionist, să ne ridicăm la standardele concursurilor din țară și din afară chiar. Cum o să fie desemnați câștigătorii și dacă ați gândit ceva premii pentru ei? Absolut, premii sunt pentru... avem o gamă de aproape 51 de premii. Acum câștigătorii vor fi desemnați cel mai bun timp pe fiecare categorie de vârstă, de gen. Așa cum spuneam, este o nouă ediție a acestui concurs. Ce este inedit la această nouă ediție? Este a treia ediție. Ce este inedit, traseele au fost modificate. Da? Avem câteva linii noi, cum le spunem noi bicicliștii. Venim cu o diferență de nivel de aproape 1000 de metri la traseul lung, adică ne putem compara cu un traseu de munte, ca să zic așa. Și totodată în zona de traseu scurt venim cu ceva puncte de hidratare mai inedite, zicem noi. Ceva surprize pe traseu pentru tura scurtă. Până când se pot înscrie cei care vor să participe și unde trebuie să se înscrie? Înscrierile se fac pe pagina Pedală în Bănie pe Facebook. Sunt deschise inclusiv până în ziua concursului înscrierile. Cum a început povestea Pedală în Bănie? E bine să ne amintim puțin despre ce înseamnă această echipă și aventurile pe care le aduce în Craiova. Da, Pedala în Bănie a început ca o plimbare între prieteni, în primul rând, tot așa de cum descriem și tura scurtă. Rămâne în continuare să fie tura prieteniei. Inițial eram un grup de 10-15 oameni care ne plimbam prin păduri și deodată am zis, văzând ce se întâmplă și în localitățile din România, unde se organizau deja concursuri, am zis că ar fi de bun augur să venim și noi cu genul ăsta de eveniment, care să promoveze și zona noastră mult mai mult. Toată lumea este binevenită și să dăm Pedală în Bănie. Vlad, o nouă ediție a concursului Pedală în Bănie, de data aceasta, la fel ca și în alte ediții, echipa Kineto Plus se alătură acestui eveniment. De ce? Așa este, participăm sau ne străduim să participăm la cât mai multe evenimente de genul acesta. Încercăm să îmbinăm partea de recuperare și importanța recuperării și prin prezența noastră să informăm participanții la cât de important este să facem mișcare într-o manieră corectă și să gestionăm cât mai bine, în așa fel încât să prevenim cât mai mult posibilele traume sau să, nu știu, poate să creștem eficiența sportivilor sau participanților la eveniment. Cât de importantă este mișcarea aceasta, făcută în aer liber, pe bicicletă? Mișcarea, în general, are multiple beneficii. Din punctul meu de vedere, practicând mersul pe bicicletă, unul dintre cele mai importante este stimularea aparatului cardiorespirator și prin prisma eliberării multiplelor endorfine, vorbim de serotonină, vorbim de dopamină, care sunt hormoni ai fericirii, scădem nivelul de stres și avem o percepție mult mai bună asupra mișcării și pur și simplu avem capacitatea să
facem mișcare în aer liber, să asimilăm oxigen, să ieșim un pic din sfera de confort și din sfera de oraș, aș putea spune. Ce rezultate vezi la pacienții tăi care fac mișcare sau au un stil de viață sănătos în care includ și sportul dincolo de ședințele de kinetoterapie? Sunt mulți care continuă și acasă sau au această plăcere de a pedala în weekend, poate în aer liber sau de a face mișcare. Așa este. Avem mulți pacienți pe care îi întâlnim la evenimente de genul ăsta și ăsta e unul din motivele care ne creează bucurie. Pacienții care practică mișcare, în special pe bicicletă, am observat că au o funcționalitate articulară bună, un tonus muscular, o capacitate respiratorie bună și o adaptare la efort destul de bună. Ce le-ai spune celor care văd acest clip? Copiilor, studenților, elevilor, părinților, bunicilor? Mi-ar plăcea să fie din ce în ce mai mulți. Simt că orașul nostru are nevoie. Mi se pare că mă deplasez atât de repede dintr-un punct în altul cu bicicleta, atât de eficient și mi se pare că ies cumva din anonimat. Sunt un pic diferit de ceilalți, îi sfătuiesc să facă mișcare. E un lucru pe care îl întâlnesc din ce în ce mai des, din păcate, în clinica noastră, sedentarismul la copii. Și cum părinții sunt oglinda pentru copii, îi sfătuiesc să fie un exemplu pozitiv, să facă mișcare